Anița Augustopoulos Jucan. Capcana. Capitolul 12. Ieronim Borza locuia pe liniștita stradă Groia într-o vilă cu trei camere, proprietate personală. Maiorul Andrei Crișan, locotenentul major Mircea Ilie și procurorul Emilian Suciu, de îndată ce o zăriră, înțeleseseră de ce proprietarul ei închiriase temporar căsuța cu numărul 57 din campingul de la Făget. Clădirea era înconjurată de schele, iar în grădină se găseau grămezi de nisip și ciment, găleți și tot felul de scule. Când cei trei ajunseră la locuința victimei, muncitorii care se ocupau cu ferchezuirea exteriorului vilei tocmai se pregăteau de plecare. Înainte de a trece la cercetarea casei, maiorul și ajutorul său socotiseră necesar să discute cu zugravii, cărora li se prezentase ca ofițer de la primărie. Cei doi muncitori angajați ai cooperativei Constructorul declarară că lucrează zilnic de la orele 7 dimineața la 3 și jumătate după amiaza. După o vreme, o îngădui, stăm și mai târziu, bună oară ca astăzi, ținu să precizeze unul dintre ei, un bărbat voinic și negricios. Pe stăpânul casei l-am văzut o singură dată și anume acum 3 zile, când ne-a explicat cum vrea să-i zugrăvim casa pe din afară. Pe urmă și-a luat ceva lucruri și s-a mutat la Niscaiva Hotel. N-a spus unde? Întrebă maiorul. Nu, ne-a zis numai că are să întoarcă când om termina noi. Unde mă duc am să pot lucra în liniște și am să vă las și pe dumneavoastră să vă vedeți de treabă. Așa ne-a zis. Nouă ne-a părut bine că nu ne place să ne stea clientul pe cap și să ne tot săcâie. Da, domnul Borza e un om fain, cu el n-avem probleme. Era clar că nu aflaseră de moartea proprietarului casei și pentru moment maiorul Crișan nu intenționa să-i pună în temă. Dacă aveți nevoie de ceva, cui vă adresați? Odată ce domnul Borza este plecat, se interesă procurorul. Păi, femeii care îngrijește casa. Bărbatul său e portar la blocul cel nou, acela din colțul străzii. Se vede bine de aici. Într-adevăr, blocul elegant cu 7 etaje construit recent domina cu silueta lui falnică vilele din preajmă. Fusese înălțat pe locul unui teren viran și unde pălăriile și scaieții creșteau în voie. La un semn al superiorului său, locotenentul major Ilieș se duse să o cheme pe soția portarului. Cheile casei sunt la ea și stă mai tot timpul pacilea, zise unul dintre muncitori. Harnică muiere, mereu gătește câte ceva sau deretecă ceva. Domnul Borza a spus că ea și bărbasul îi sunt oameni de încredere. Când plecați, lăsați poarta grădinii descuiate? Întrebă Andrei Crișan. Nu, încuiem și cheia o predăm îngrijitoarei. Dimineața ea vine înaintea noastră, descuie poarta și ne omenește cu delegurii. Așa i-o porunci domnul Borza să facă, dar să nu vă fie cu supărare. De ce ne întrebați? Ca inspectori avem obligația să verificăm cum sunt întreținute clădirile, cum decur reparațiile și dacă este asigurată îngrijirea locuințelor, îi lămuri maiorul. Și de când lucrați aici, n-a venit nimeni la vilă? Nimeni, veni prompt răspunsul. Când zugravii plecară, nu înainte de a-i asigura pe inspector că ei execută lucrări de cea mai bună calitate. Rămași singuri, procurorul și maiorul se priviră gânditori. Mi se pare ciudat că domnul Borza și-a lăsat casa pe mâna unei portărese, zise la un moment dat procurorul. Blocul a fost terminat și predat locatarilor cu câteva luni în urmă, așa că femeie nu o cunoaște de multă vreme. Discutând cu ea, o să aflăm cum stau lucrurile, spuse maiorul Crișan. Peste câteva clipe, locotenentul major Ilieș se întoarse împreună cu portăreasa blocului învecinat. Era o femeie între două vârste, înaltă, voinică, cu părul încărunțit pe la tâmple. Purta o rochie de stofă cafenie și un plovăr de aceeași culoare, iar pe cap o basma galbuie. Maiorul Crișan se legitimă și îi explică scopul venirii lor. Femeia uimită îi conduse în casă și îi pofti într-o încăpere spațioasă care servea ca sufragerie și cameră de lucru. Remarcară ordinea și curățenia care domnea peste tot. Femeia care se numea Palaghia Ifrim îi lămuri curând de ce se bucură de deplina încredere a lui Ieronim Borza. Îi îngrijesc casa de aproape 6 ani, le spuse ea, înainte ca bărbatul meu să se angajeze portar la blocul cel nou, unde stăm acum, am locuit într-o căsuță pe strada asta. Domnul Borza m-a rugat să vin odată pe săptămână să-i deretec.
De când cu reparațiile însă vin aici zilnic, ca să-i întâmpin pe muncitori și să le pregătesc ceva de mâncare. Odată la două zile, domnul Borza mă sună și mă întreabă cum merge treaba. Știți, nu poate suferi dezordinea. De-aia s-a mutat la camping în Făget, că de aproape o săptămână stă acolo, în căsuța cu numărul 57. Are și telefon, la nevoie mi-a spus să-l sun eu. Da, domnul Borza, nu-i place dezordinea. Când de retec eu, dumnealui se duce la plimbare. Așa era și maică să odihnească, să împace, că a murit. Sunt vreo 5 ani de atunci. Că pe mine doamna Borza, cea bătrână, m-a angajat mai întâi. Iată deci motivul pentru care victima i-a acordat de plină încredere doamnei Ifrim, gândi maiorul schimbând o privire cu procurorul semnificativă. Și domnul Borza e om de treabă, a fost avocat, dar acum e pensionar, scrie și la reviste. E tare învățat, are sumedenie de cărți, să-mi fie cu iertare, dar nu pricep de ce trebuie să-i cercetați casa. Femeia părea numai mirată, nu speriată, vorbea degajat, calm, răspundea bucuroasă la întrebări. Se vedea că îi place să stea la taclale. Îmi închipui că vine multă lume pe la domnul Borza, spuse maiorul, ezitând să răspundă la întrebarea femeii. Nu prea, zise ea cu vădit regret. După cum spuneam, doamna bătrână, cu vreo 10-15 ani în urmă, casa era mereu plină de oaspeți. Acum însă numai domnul Valerian Stoleriu, vărul domnului Borza, și câțiva domni de la revistă unde scria dumnealui mai vin pe aici, dar și dânsii foarte rar. Cam cât de rar? Vreau să afle procurorul. Oamenii de la revistă, cam o dată pe lună. Domnul Valerian, mai rar. Dumneata ne-ai spus că faci curățenie în fiecare săptămână. Atunci cum poți ști atât de sigur cine anume și când îl vizitează pe domnul Borza? Întrebă maiorul. E adevărat că îi deretic o dată pe săptămână, dar la fiecare două zile vin pe aici ca să-i fac de mâncare, să-i cumpăr ce-i trebuie de la piață și să îngrijesc de grădină. Ce-i drept, nu stau prea mult, că am și o casa mea, numai vreo 2-3 ceasuri. Asta înseamnă că ar putea să vină la domnul Borza unele persoane fără ca dumneata să le vezi sau să afli devenirea lor, spuse maiorul. A, de bună seamă că da, răspunse femeia intrigată. Oare a intrat cineva fără știrea mea și, vai de mine, dacă s-o fi plâns domnul Borza la miliție că îi lipsește ceva? În ochii ei se iviră spaima și glasul îi tremura. Dacă ar dispărea vreun obiect din casă, dumneata ți-ai da seama? Întrebă procurorul. Cred că da, după o scurtă ezitare. Vedeți că domnul Borza are tare multe lucruri și, dar nu se poate, nu se poate, știi unde se află. Fiecare lucru ușor și până la urmă aș observa precis? Bun, în acest caz, în timp ce noi vom cerceta încăperile, dumneata ne vei însoți și vei încerca să stabilești dacă lipsește ceva, spuse maiorul. De altfel vei fi unul dintre martori. Cine crezi că ar putea fi al doilea? Domnul Dumitraș, vecinul domnului Borza. E pensionar ca și dumnealui, răspunse femeia după ce se gândi câteva clipe. Curând, invitat de locotenentul major Ilieș, sosi și cel de-al doilea martor. Era un bătrânel uscățiv cu ochii albaștri spălăciți și nas coroiat. La dispoziția dumneavoastră, zise el, din câte mi-a explicat tovarășul locotenent major, urmează să efectuați o percheziție. Oricum, pentru atâta lucru, nu trebuia să-i percheziționați locuința. Borza a fost, desigur, defăimat. De altfel, de câtva timp, nici nu mai dădea bani cu împrumut. De cât timp, întrebă maiorul, reușind cu greu să-și ascundă surpriza. De mai bine de un an, și apoi el nici nu face un secret din asta, doar nu-i cămătar. Știți cui i-a împrumutat banii? Se interesă procurorul, mirat și el de întorsătura pe care o luase lucrurile. Nu, și nici nu mă interesează, preciză bătrânelul. Veniți des pe la prietenul dumneavoastră, îi se adresă maiorul Crișan. Foarte rar, că de felul meu sunt cam bolnăvicios și nu-mi prea place să ies din casă. Și de fapt, nu pot afirma că suntem prieteni, doar vecini. Despre chestiunea cu împrumuturile, știu fiindcă Borza l-a împrumutat pe unul dintre nepoții mei. Băiat tare, bun inginer. Vroia să-și cumpere o mașină și nu-i ajungeau banii. Borza l-a împrumutat cu 20.000 de lei. Asta a fost acum câțiva ani. Nepotul meu i-a dat banii înapoi la termenul fixat. Fără dobândă? Întrebă procurorul. O dobândă infimă, 3%, nu-i mult,
Știți, Borza nu dădea bani cu împrumut ca să câștige. Vroia doar să ajute pe cei care aveau nevoie. Se vede că avea de unde, observă maiorul. Avea pe lângă pensie încasat tot felul de drepturi de autor, explică pensionarul. Pe vărul domnului Borza îl cunoașteți? Da și nu. Frumos tânăr. Adică, făcu maiorul nemulțumit de acel răspuns contradictoriu. Borza mi l-a prezentat odată, însă nu știu dacă am schimbat cu el două vorbe. Vine foarte rar pe aici. Ce să aibă de discutat un tânăr ca dânsul cu niște moșneci ca noi? Înțeleg, zise maiorul, dumneata știei că domnul Borza dădea bani cu împrumut? O întrebă el pe îngrijitoare. Nu știam că domnul Borza nu-mi vorbea de treburile dumisale. Vom vedea, zise Andrei Crișan. Ei, și acum să ne apucăm de treabă. Dumneata, îi se adresă menajerei, fii cu ochii în patru și dacă vezi vreun obiect că lipsește sau se află în alt loc decât cel de obicei, să ne atrage atenția. Între timp, locotenentul major Ilieș verificase minuțios ușile și ferestrele. Tovarășe maior, nu sunt urme de efracție, raportă el. De altfel, cu schela care împrejmuiește casa, nici nu-i de mirare. Superiorul său zâmbi acru. Nici în căsuța de la Făget nu erau, gândii în ciudat. Acolo am găsit 5 persoane care se zbârcoleau peste tot, iar aici schelezul grave, o femeie de servici și un vecin binevoitor. Da, martori și indicii avem berechet, numai că nu ne-au prea ajutat cel puțin până acum să ne apropiem de asasin. Oamenii legii începură percheziția. Asistați de doamna Ifrin și de pensionarul Aristică Dumitraș. După cum păreau, niciunul dintre ei nu avea cunoștință de faptul că Borza murise și că de o moarte năpraznică încă. Maiorul Crișan și procurorul Suciu se înțelesăseră să le aducă la cunoștință moartea lui Borza numai la terminarea percheziției. În felul ăsta evitau o pierdere de timp inutilă. Lumina tulburea înserării se strecură printre ferestrele înalte, umplând încăperea de umbre fugare. Cei 3 oameni ai legii se aflau în dormitorul lui Borza. Era ultima cameră pe care o cercetau. Până acum nu obținuseră niciun rezultat. Stabiliseră că victima avea mașină de scris, dar scrisorile primite de cei 5 nu fuseseră scrise cu ea. Locuința lui Borza era un muzeu în miniatură. Mobilele erau toate vechi și prețioase. Deși aparțineau celor mai variate stiluri, fuseseră astfel aranjate încât alăturarea lor nu era supărătoare. Oglinzile venețiene, candelabrele de Murano și covoarele de Brusa și Tabriz se armonizau cu acel mobilier de preț. Pe etajere și în vitrine de cristal se aflau bibelouri scumpe, provenind din toate colțurile lumii, statuete de filde și jad din Orient îndepărtat, cranii și statuete din cristal de stâncă din Mexic, idol de lemn și măști rituale din Africa, delicate porțelane și cristale de Bohemia. Cele câteva tablouri care împodobeau pereții purtau semnăturile unor pictori renumiți, atât români cât și străini, Palladi, Resu, Aman, Monet, Turner. O adevărată avere, îți spuse maiorul Crișan. Constataseră însă că defuntul, avocat de meserie și deci bun cunoscător al legilor, întocmise formele necesare pentru acele valori, care făceau parte din patrimoniul național. Găsiseră toate consemnate cu grijă într-un registru aflat în biroul lui. De asemenea, în afară de carnetul de cec în valoare de 50.000 de lei găsit în căsuța de la Făget, mai descoperiseră într-un sertar al aceluiași birou încă 2 carnete cec, unul cu o depunere de 98.000 de lei, iar celălalt cu o depunere de 35.000 de lei. În total, 183.000 de lei, zise procurorul, adunând cele 3 sume. Oare cine le moștenește? Fu cât pe aici să întrebe maiorul, dar se opri la timp. Încă nu sosise momentul să-i pună pe cei 2 martori la curent. Doamna Ifrim își păstra voiciunea și se uita cu atenție în jur ca să observe dacă nu lipsește vreun obiect. În schimb, bătrânul Dumitraș, simțindu-se ostenit, se instalase într-un fotoliu confortabil și nu se arăta dispus să-l părăsească. Nu lipsește nimic, tovarășe maior, spuse femeia după ce cercetă primele 2 încăperi. Toate sunt la locul lor. Aici totul e în ordine? O întrebă el aprinzând lumina. Dormitorul era mai puțin încărcat cu mobile și bibelouri.
un recamier acoperit cu o frumoasă covertură chinezească de matase, un șifonier cu trei uși, o noptieră, o etajeră, cu colecțiile revistelor clujene Steaua și Tribuna, alcătuiau mobilierul. Pe jos un covor persan ros pe alocuri și pe perete deasupra recamierului un singur tablou, o natură moartă de Palladi. Pe ultimul raft al etajerii, într-o cupă de cristal verde, se înălța lujerul suplu al unui crin de argint cu stamine de aur. Nu, nu lipsește nimic, îl asigură femeia după ce își plimbă ochii prin cameră. Maiorul Andrei Crișan, amintindu-și că Borza fusese ucis în fața șifonierului, se apropie de șifonierul din dormitor și îl examină cu atenție. Trase sertarul și împreună cu ajutorul său, începu să-i verifice cu grijă conținutul. Se vede că vecinul dumneavoastră este un pasionat colecționar de obiecte de artă. I se adresă procurorul bătrânului Dumitraș. Da, de unde? Replică acesta. Borza n-a prea colecționat multe lucruri. Ceea ce se află în casă a aparținut mai ales tatălui său, un renumit avocat, precum și bunicului său dinspre mamă. Nu, numai pe el, dar chiar Borza mi-a explicat cine a adunat toate comorile astea. Singurul lui merit este că nu le-a înstrăinat, mai ales pe cele moștenite, și că a adăugat și dânsul la ele câteva obiecte de artă. Domnul Borza nu colecționează în mod deosebit? Îl întrebă iară procurorul. După câte știu eu, mai mult tablouri. Îi place să scrie poezii și să facă pe criticul de artă. Ei, în tinerețe i-au plăcut femeile. De fapt, nu numai în tinerețe, dar acum s-a mai potolit. Se ocupă cu precădere de scris. E și asta o pasiune. Mai nou se numește hobby. Ce ne mai pocim limba, domnule? Într-adevăr, recunoscu procurorul, dar o ușoară exclamație a maiorului Crișan îl făcu să-și îndrepte atenția spre el. Maiorul ținea în mână un carnețel cu scoarțe cenușii și îl răsfoia încet. L-am găsit în sertarul șifonierului, îi explică procurorului mânându-i carnețelul. Cuprinde numele tuturor acelora cărora le-am împrumutat bani. În prima coloană sunt trecute numele, în a doua suma împrumutată și data, iar în a treia coloană data când i s-a restituit suma și dobânda primită. Dobânda e de 3%, așa cum ne-a declarat și domnul Dumitraș. Nu v-am spus eu? Exclamă încântat pensionarul. Borza e om de treabă, nu caută să tragă foloase de pe urma nimănui. Așa îi răspunse distrat procurorul Suciu privind numele sub care se oprise degetul maiorului. Deci, se cunoșteau? Șopti el uimit. Nu încape îndoială, replică maiorul calm. Procurorul citi încă o dată numele, nevenindu-i să-i creadă ochilor. În carnețelul cu scoarțe cenușii Borza scrisese clar. Petre Fărcaș, 45, la 17 martie 1976, restituit 45 plus 1350 la 26 noiembrie 1976. Locotenentul major Ilieș, căruia superiorului său îi arătase cele scrise în carnețel, era și el mirat. Acum trebuie verificate atent toate sumele, zise procurorul Suciu. Poate mai descoperim ceva. Nu le fu greu să controleze lista care cuprindea 18 nume. Însă printre ele nu figurau și acelea ale celorlalți patru invitați în căsuța de la Făget. Cercetarea dormitorului nu le mai oferi alte surprize. Dacă Fărcaș ar fi fost vinovat, n-ar fi lăsat niciun carnețel, îi șopti maiorul subordonatului său. Poate că n-a avut timp să-l caute sau poate că nici nu-i bănuia existența, replica acesta. E posibil, zise maiorul. Oricum, pentru orice eventualitate, doi oameni de-ai noștri să facă pază cu schimbul aici, până ce valorile inestimabile din această locuință vor fi puse la adăpost și până se vor limpezi apele, completă procurorul. Domnul Borza are dușmani? Întrebă el pe îngrijitoare în timp ce maiorul telefona la sediu să dea indicațiile necesare. Dușmani? E una, nu știu să aibă, răspunse femeia. Că e om bun și niciodată n-a neîndreptățit pe nimeni. Și dumneavoastră, domnule Dumitraș, ce părere aveți? Greu de răspuns, oftă pensionarul. În mod normal,
N-ar fi trebuit să aibă, dar cine poate fi sigur? Unii ajung să te dușmănească din temirce. Din păcate, nici cei mai buni și drepți nu scapă de dușmănie. Vă referiți la cineva anume, îi se adresă maiorul care deja dăduse ordinile trebuincioase. Nu, nu-i cunosc pe dușmanii lui Borza, însă, ca să fiu sincer, întrebarea dumneavoastră mi se pare ciudată. I s-a întâmplat ceva vecinului meu? Da, domnule Dumitrașe, răspunse maiorul. Vecinul dumneavoastră a murit. A fost asasinat. Îngrijitoarea scoase un țipă de spaimă și, acoperindu-și gura, izbucni în plâns. Bietul domnul Borza, nu se poate, nu se poate, murmură ea hohotind. Pensionarul, palid ca un mort, se lăsă moale pe spătarul fotoliului. Asasinat, reuși el să îngâne, privind cu ochii rătăciți la maior. Din nefericire, acesta este adevărul, spuse procurorul. Ce grozăvie, ce grozăvie! Rostea în neștire femeia, un om atât de cum se cade. Uluiala și disperarea celor doi arătau limpede că, într-adevăr, până atunci nu avusese recunoștință de moartea lui Borza. Cu vărul lui se înțelegea bine, întrebă maiorul când cei doi își mai reveniseră. Nu prea avea de-a face unul cu altul. Domnul Valerian e tânăr și își vede de-ale lui. Vine rar pe aici, răspunse femeia. Așa îi confirmă și pensionarul. Defuntul meu vecin, ce groaznic să mă gândesc la el că a murit. Deci, defuntul meu vecin nu mi s-a plâns niciodată de vărul lui. Cei drept se vedeau rar, însă nu din cauză că nu se înțelegeau, numai că fiecare avea alte preocupări. Când l-ați văzut ultima oară pe vărul lui Borza? Întrebă procurorul Suciu. În urmă cu o săptămână, când a venit să-l ducă pe răposatul Borza la Făget. Și eu tot atunci l-am văzut, zise femeia, ștergându-și ochii înroșiți de plâns. Oare n-ar trebui să-l anunțăm pe Valerian că vărul lui a decedat? Știu că tânărul e acum la Felis, răspunse pensionarul. O vom face noi, îl asigură maiorul pe dumneavoastră, pe amândoi. Vă rog să nu pomeniți nimănui despre moartea lui Borza. Dacă vă amintiți ceva care credeți că ar putea fi de folos anchetei sau dacă observați ceva suspect, vă rog să-mi telefonați la acest număr. Maiorul Crișan rupse două foi din agenda lui și, după ce își notă numărul de telefon, le mână celor doi. Mâine plec la stațiunea Felix ca să-l anunț pe Valerian Stoleriu decesul rudei sale, îi spunea mai târziu maiorul subordonatului său în timp ce se îndreptau spre sediu. Dumneata, în lipsa mea, să-mi faci o listă cu titlurile tuturor cărților din biblioteca lui Borza. Nu sunt multe, doar câteva sute. Te va ajuta plutonierul Gheorghe Roșu. Să cercetezi fiecare volum în parte. Poate dai de ceva. Am înțeles, tovarășe maior, răspunse locotenentul major Ilieș. Bine că sunt numai câteva sute, gândi el, încercând să se arate optimist. Dacă ar fi fost mii, ce mă făceam? Dragi prieteni, întrerup puțin pentru a vă reaminti să vă abonați la canalul meu Lectură și Relaxare. Este gratis. Și pe mine mă ajută foarte mult. Puteți lăsa un like, un comentariu dacă v-a plăcut lectura. De asemenea, am deschis și opțiunea de membri, în care veți putea afla ce carte urmează să citesc în premieră. Totodată veți putea audia cărțile integral. Vă mulțumesc pentru susținere. Capitolul 13. Flori de toate culorile se îmbinau în romburi și împătrate, în cercuri și închenare, care se alcătuiască minunate covoare vegetale. Soarele își revărsa cu tărnicie razele, făcând să strălucească în mii de nuanțe gingașele petale. Silueta impunătoare a hotelului Victoria, unul din cele mai confortabile din stațiunea Felix, se profila limpede pe fundalul albastru al cerului. Maiorul Andrei Crișan abia sosit la Felix printre ploile și negurile Clujului, privi încântat în jur, străbătu pășind încet acea alee presărată cu pietriși care ducea la intrarea hotelului, șerpuind printre brazii pitici și straturile de flori. E frumos aici, tare frumos. Dar și Clujul are farmecul lui, un farmec cu totul aparte. Gândi el simțind vagi rămușcări, fiindcă pentru o clipă se lăsase vrăjit de priveliștea încântătoare și de clima blândă a Felixului. Orașul de pe Someș îi se păruse mai puțin atrăgător. Iubea Clujul și uneori
Când obligațiile profesionale i-o permiteau, îi plăcea să rătăcească prin oraș. Străbătea centru aglomerat, admirând străvechea catedrală și ula pe străduțele întortocheate. Pășea printre clădirile care le mărgineau, clădiri rămase de pe vremea cavalerilor, împlătoșați în zale și ajungea pe neașteptate, într-o piață cu castan și tei, străjeri neclintiți ar unor vestigii de piatră din vremuri când orașul era roman și se numea Napoca, ori ai statuii vreunui ilustru contemporan. Alte ori o pornea pe străzile largi care străbăteau noile cartiere, cu sute de blocuri și spații verzi, sau se plimba pe aleile umbroase ale grădinii botanice. Soția lui îl însoțea de obicei în aceste peregrinări și îl ajuta să descopere noi colțuri atrăgătoare ale străvechiului Cluj-Napoca. Înainte de a merge să-l întâlnească pe Valerian Stoleriu, trecuse pe la sediul miliției din Oradea, de astfel era așteptat. Colegii de acolo, la cererea lui, făcuseră investigații și fură în măsură să-i furnizeze unele date despre singura rudă a celui asasinat. Valerian Stoleriu, de profesie economist, își petrecea concediul în stațiunea Felix, îi spuse maiorul Martin Dobre, de la miliția din Oradea. Se afla acolo de 10 zile. Era însoțit de o anume Marta Lupaș, care de asemenea era în concediu. Locuiesc la același hotel Victoria, dar firește în camere separate. Sunt văzuți mereu împreună. Respectivul o prezintă tuturor drept logotnica lui. La hotel n-a fost vizitat de nimeni, așa cum ai cerut, încă nu s-a comunicat moartea vărului său. Bine, am să o fac eu, replicase maiorul Crișan. Desigur, nu-l încânta o asemenea perspectivă, însă nu putea să procedeze altfel. Vroia neapărat să vadă cum va reacționa Stoleriu la aflarea veștii că vărul său fusese asasinat. Socotea necesar acest lucru ca să nu-i permită celui în cauză să-și compună o atitudine, să-și pună ordine în idei și să decidă ce să spună și ce nu. El trebuia să afle totul, orice avea legătură cu cel asasinat. Aș dori să vorbesc cu domnul Stoleriu. I se adresă maiorul Crișan, funcționarului de la recepție. Directorul hotelului fusese prevenit despre vizita lui, dar pentru moment maiorul nu intenționa să facă uz de calitatea sa oficială. Funcționarul aruncă o privire la tablou cu chei. Încă n-a coborât. Îi telefonez îndată. Cine să... Aha, nu-i nevoie să-i telefonați, îi răspunse ofițerul. La ce oră coboară de obicei? Pe la ora 9. Se duce direct la piscină. Să știți că avem o superbă piscină interioară. Atunci nu mai am mult de așteptat, e 9 fără 10, zise maiorul privindu-și ceasul. Se pregătea să se îndrepte spre unul dintre fotoliile din hol, când o exclamație a funcționarului îl făcu să se oprească. Aveți noroc, spuse acesta arătând spre ascensor. Domnul Stoleriu este astăzi mai matinal. Bărbatul care tocmai părăsea ascensorul era înalt, cu umerii largi și șolduri înguste. Purta un pantalon bej și o bluză maro. Pe braț avea un halat pofos de baie. Privindu-l cum înainta cu mersul suplu de atlet, maiorul, deși era sigur că nu-l mai întâlnise niciodată, vărul lui Borza îi se păru cunoscut. Mersul, alura, întreaga înfățișare, da, parcă l-aș cunoaște, dar de unde? Se întrebă încurcat. Maiorul Crișan se apropie de el. Se bucură că vărul lui Borza era singur. Pentru început prefera să discute cu el între patru ochi. Mai târziu avea de gând să stea de vorbă și cu această logodnică despre care nu-i pomenise nimic doamna Ifrim, care îngrija de casa defuntului, nici pensionarul Dumitrași. Dar poate că logodnica era în realitate o simplă cunoștință de vacanță și ca atare, cei doi nu aveau de unde să cunoască. Domnul Valerian Stoleriu, îi se adresă maiorul. În persoană? Cu cine am onoarea? Sunt maiorul Andrei Crișan. Mi-ați putea acorda câteva clipe? Maior? Da, de miliție. Maior de miliție? Făcu celălalt mirat. Ochii lui Stoleriu exprimau o mirare sinceră, nimic altceva. Nu știu să fi încălcat regulile de circulație, adăugă și buzele lui, frumos modelate, schițară un zâmbet ușor. Îmi puteți acorda câteva clipe, repetă Andrei Crișan. Desigur, rostie acesta cam descumpănit.
să mergem în salonul hotelului. La ora asta nu cred să fie cineva acolo. V-aș fi invitat în camera mea, însă e cam dezordine și... N-are importanță unde vom discuta, întrerupse maiorul. Principalul este să nu fim deranjați. Valerian Stoleriu vrut să spună ceva, dar se răzgândi și porni înainte, invitându-l pe maior să-l urmeze. Într-adevăr, în salonul hotelului Victoria nu se găsea nimeni. La acea oră, locatarii se aflau fie la restaurant unde își luau micul dejun, fie la piscina interioară, fie în sălile de tratament. Hotelul era bine înzestrat din toate punctele de vedere. Încăperea era spațioasă. Draperiile grele de catifea care încadrau ferestrele largi, cu voare moi care acoperau podeaua, fotoliile erau de culoare albastră odihnitoare. Pe măsuțele așezate aici și colo se aflau cele necesare pentru scris. Luară loc însă maiorul Crișan nu se grăbi să înceapă discuția. Privirea lui se opri chipurile întreagă asupra lui Stoleriu. Acesta se instalase cât mai confortabil într-un fotoliu și aștepta cu o expresie nedumerită pe față. Avea vreo 35 de ani și era într-adevăr un bărbat frumos, unul dintre aceia după care femeile se dau un vânt. Desigur, nu duce lipsă de cuceriri, se gândi maiorul. Oare ce logodnică și-o fi ales? Bineînțeles, dacă este într-adevăr logodnică. Vărul lui Borza nu dădea semne de nerăbdare, ci aștepta liniștit. Are nervii tari, îi spuse ofițerul. Știe să se stăpânească? Domnule Stoleriu, îi se adresă el, trebuie să vă comunic o veste neplăcută. Sper că nu m-au călcat hoții, făcu acesta zâmbind, dar cu un licăr de îngrijorare în priviri. Nu, e vorba de ruda dumneavoastră, domnul Borza. De unchiul Ieronim? Oare a fost prădat? Nu. Atunci? Unchiul dumneavoastră a murit. A murit? Se miră Stoleriu, dar săptămâna trecută când l-am dus la făget era sănătos. A făcut vreun infarct? Pare mirat, nu îndurerat, constată Andrei Crișan. Vestea morții vărului său pe care îl numește unchi nu pare să-l fie afectat în mod deosebit. Suferea de inimă, făcu maiorul. Nu. Cel puțin, eu nu știu să fi fost bolnav de inimă, însă la vârsta lui se întâmplă. Din ce cauză a murit? A fost asasinat, răspunse liniștit maiorul Crișan. Chipul frumos al lui Stoleriu se crispă ușor. Asasinat? Exclamă el surprins. Da, după cum se vede, ideea lui de a se instala în căsuța aceea de la făget nu s-a dovedit deloc bună. A fost ideea lui? Firește? M-a rugat să-i duc acolo frigiderul, un fram mic și alte câteva lucruri menite să-i înfrumusețeze locuința temporară. De ce credeți că a fost asasinat la făget? Numai acolo s-ar fi putut întâmpla nenorocirea. Locul era izolat, unchiul avea asupra lui bani, ceas, inel de aur și adusese și alte obiecte de preț care ar putea tenta un spărgător. Un spărgător nu este neapărat un asasin, observă maiorul. Așa însă un spărgător prins asupra faptului poate deveni lesne asasin. Este posibil, însă unchiului dumneavoastră nu i s-a furat nimic. Ei, poate că hoțul n-a apucat să-l prade. După ce l-a ucis, s-a speriat și a fugit. Văd că ați ajuns și la o concluzie. Aș vrea să vă ajut, rosti Valerian, fără prea mare convingere. Asta și așteptăm din partea dumneavoastră. Am toată bunăvoința. Îl asigură Stoleriu. Moartea unchiului dumneavoastră nu pare să vă fi îndurerat prea mult. E adevărat? Sfârșitul lui tragic și neașteptat m-a întristat, însă nu în asemenea măsură încât să mă facă să-mi pierd mințile. Și cum de felul meu sunt un om sincer, evit să afișez o durere pe care nu o simt. Sinceritatea dumneavoastră mă onorează, spuse maiorul Crișan cu gravitate. Prin urmare, domnul Borza vă este unchi? De fapt, îmi este văr, de-al doilea, ținu Valerian Stoleriu să precizeze. Tatălui a fost văr primar cu mama mea, însă din cauza diferenței de vârstă dintre noi, îi spunea unchi. Avea aproape 70 de ani. Am stabilit acest lucru din actele găsite asupra lui. A fost recunoscut? Cine? Cadavrul. Parcă așa se obișnuiește, nu? Da, totuși va trebui să o faceți și dumneavoastră, zise ofițerul,
ascunzându-și cu greu indispoziția. Purtarea atât de sinceră a lui Valerian Stoleriu îl nemulțumea și îl descumpănea. Firește, nu se așteptase ca acest bărbat în toată firea să leșine sau să izbucnească în lacrimi, mai ales că nici legătura dintre el și vărul lui, de-al doilea, cum precizase, nu fuseseră prea strânse. Dar, oricum, Borza era singura lui rudă și pierise de moarte năpraznică. Credeam că nu va trebui să îndeplinim o formalitate atât de neplăcută, însă dacă e nevoie, oare nu e suficient că l-au recunoscut alții? Nu prea. Bine, atunci voi veni la Cluj și așa voi fi silit să-mi întrerup concediu ca să mă ocup de înmormântare. Dar nu mi-ați spus cine a recunoscut cadavrul. Mă așteptam să mă întrebe în ce mod a fost ucis, spuse maiorul. Personalul campingului, răspunse el. Personalul campingului, făcut disprețuitor Stoleriu. N-aș putea afirma că se îngrija prea mult de clienții săi. Ce l-a determinat pe unchiul dumneavoastră să se mute la Făget? N-avea o locuință potrivită? Întrebă ofițerul, evitând să înceapă o discuție despre felul cum numește personalul campingului, discuție cu totul inutilă. Locuința unchiului meu era cât se poate de confortabilă, dar adusese oameni să o repare. Cei drept momentan numai pe din afară, însă dezordina tot ce se făcuse și unchiul nu-i plăcea dezordinea și zgomotul. Așa s-a hotărât să se mute pentru 2 săptămâni în campingul de la Făget. Spunea că acolo avea condiții să scrie. Un roman? Întrebă maiorul dornic să afle în ce măsură era Stoleriu la curent cu proiectele unchiului său. Nu, parcă un studiu. N-aș fi în stare să vă indic cu precizie ce anume scria. Deși de profesie era avocat, unchiul avea o manie a scrisului. Era poet și critic de artă. Scrieți și dumneavoastră? Făcu maiorul afișând naivitate. Valerian Stoleriu îl privi surprins. Eu? Nu sunt înzestrat cu astfel de talente. Sunt economist. A, n-am știut de altfel. Și un om al cifrelor poate să scrie poezii. Deci unchiul meu a fost asasinat. Rosti Stoleriu calm, de parcă făcea o simplă constatare. Da, din nefericire așa este, răspunse maiorul, mirat de atitudinea interlocutorului său. Și mă bănuiți pe mine? Avem motive să vă bănuim? Oarecum. Răspunsul dumneavoastră e cam vag, nu găsiți? Aveți dreptate, recunoscu Valerian Stoleriu. Atunci îmi puteți explica de ce ar trebui să vă bănuim? Cu plăcere, replică Stoleriu zâmbind, pentru că sunt singura lui rudă și ca atare moștenitorul lui. Ar putea fi și alți moștenitori, observă ofițerul. Nu, mie mi-a lăsat totul, replică celălalt la fel de zâmbitor. Adevărat? Cât se poate de adevărat. Unchiul meu făcuse un testament prin care îmi lăsase mie bunurile sale. Și nu sunt puține, fără să mai vorbim de bani. De unde știți? Mi-a spus-o chiar el. Când? Acum câteva luni. Poate că între timp și-a schimbat testamentul. Și în acest caz, nu mă mai bănuiți? N-am afirmat că vă bănuiesc. N-ați afirmat, însă unele lucruri se pot intui. De data asta, intuiția dumneavoastră a dat greș, zise maiorul Crișan, străduindu-se să-și păstreze calmul. Era clar că adversarul său pornise la atac. Adversar? Zise el, de ce adversar? Individul acesta e pur și simplu un îngânfat. Nu, domnule maior, vreți să-mi spuneți că ați venit până aici ca să-mi comunicați personal că unchiul meu a fost asasinat, dacă nu m-ați fi bănuit? Cine credeți că a comis crima? Unchiul dumneavoastră avea dușmani? Maiorul preferase să pună întrebările decât să dea un răspuns. Nu vreți să știți dacă l-am ucis eu? Oare unde avea să ajungă, se întrebă maiorul Crișan. Ce urmărește? Și? L-ați ucis? Firește că nu, veni prompt răspunsul. Unde erați în noaptea de 22 spre 23 octombrie? Întrebă calm ofițerul. Deci atunci a fost omorât sărmanul meu unchi. Da. 22 spre 23. Să mă gândesc. Unde? Ah, sigur, mi-am amintit. Regret, domnule maior, dar pentru noaptea respectivă am un alibi. Un alibi de neclintit? Am fost aici la hotel împreună cu... În sfârșit, într-o companie foarte plăcută. În acea clipă ușa se deschise și în salon
pătrunse o tânără care, zărindu-l pe Stolereu, se îndreptă spre el aproape în fugă. Era o fată de vreo 25 de ani, de statură potrivită, cam slăbuță și urâțică. Părușa tenei cădea în lațe pe umeri. Numai ochii mari, umbriți de gene dese, erau frumoși. Val, aici erai, exclamă ea. Te-am căutat peste tot. Ce s-a întâmplat? Să fie logodnica. Nu mă așteptam să arate astfel, îți spuse maiorul. Îți explic mai târziu, îi răspunse Stolereu. Acum, n-am vrut să te deranjez, spuse repede fata, te aștept sus. Se întoarse și înainte ca Valerian să o poată opri, ieși grăbită din încăpere. Era logodnica mea, îi spuse Stolereu maiorului. Îmi pare rău că n-am reușit să vă prezint. O veți face cu altă ocazie, nu vă mai rețin, se mulțumi să spun acesta. Sunteți așteptat. Și cu alibiul meu, cum rămâne, nu-l verificați? Toate la timpul lor, rosti maiorul Crișan liniștit. Pentru moment vă rog să primiți condoleanțele mele pentru moartea unchiului dumneavoastră. După o scurtă convorbire cu colegii de la miliția din Oradea, cărora îi lăsă în atenție pe Valerian Stolereu, maiorul Andrei Crișan se întoarse la Cluj-Napoca. Plutonierul Vasile Năstase, șoferul mașinii cu care călătorea, își dădea seama după chipul lui încruntat că nu-i în apele lui și tot drumul nu scosese o vorbă. De obicei, când călătoreau împreună, mai discutau de una de alta. Acum însă era altfel. Maiorul Crișan n-avea chef de vorbă. Într-adevăr, n-avea. Privea drept înainte, fără să acorde vreo atenție locurilor pe unde treceau. Se gândea la convorbirea avută chiar în dimineața aceea cu Valerian Stolereu, la împrejurările în care fusese ucis Borza, la cei 5 destinatari ai scrisorilor și nu reușea să ajungă la o concluzie. Am la dispoziție un noi an de date, o mulțime de suspecți și cu toate astea bat pasul pe loc, îi spuse el în ciudat. Pot afirma că tocmai de aceea nu izbutez să dau de capătul firului, de capătul cel mai bun al firului, că fire am destule, chiar prea destule. Sunt pur și simplu copleșit de atâtea date, de atâția suspecți. Motivul? Nu am reușit încă să stabilesc ce legătură există între grămada asta de fapte și de oameni. De exemplu, ce legătură poate fi între faptul că Iorenim Borza a fost ucis în fața șifonierului și între faptul că a fost transportat apoi supat? Ce legătură poate fi între actrița Sibila Doreanu și fostul pușcăria și un pantea? Ce legătură poate fi între fire ar să fie? Oare unde duc toate aceste fire? În afacerea asta nimic nu se potrivește. Cufundat în gânduri cum era, nici nu observă că ajunseseră la sediu. Când coborâ, șoferul îl salută privindu-l nedumerit. Deodată ce intră în biroul lui, maiorul Crișan ordonă să-i fie adus Ion Pantea. Fiind convins că acesta nu este ucigașul, îndeplinise formalitățile necesare pentru punerea lui în libertate. Însă înainte voia să stea de vorbă cu el. Cele aflate de la Vetuța Pantea se cerau confirmate. Ia loc, spuse el lui Pantea când acesta fusese condus în încăpere. Soțul Vetuței avea o înfățișare jalnică, neberbărit, cu ochii duși în fundul capului și înconjurat de cearcă nevineții, cu obrajii paliți, parcă însă și imaginea deznădejdii. Și era într-adevăr deznădăjduit. Nu vedea cum avea să scape din capcana în care se vărâse de bunăvoie, fiindcă acum nu mai avea nicio îndoială. Scrisoarea aceea avea menirea să-l atragă într-o capcană. M-am băgat singur cu capul în lat și totul s-a dus pe apa sâmbetei. Cugeta el amărât, așezându-se pe scaunul aflat lângă biroul maiorului. S-a adus și slujba și libertatea mea și viața nouă pe care vroiam să încep. S-au dus toate. Iar ai pățit-o, îi se adresă Andrei Crișan. Am pățit-o, domnule maior, și asta numai din cauza prostiei mele. De ce a trebuit să dau crezarea furisitei acelea de scrisori? Asta aștept să-mi explici, spuse maiorul. Să fii bănuit de crimă nu-i glumă. Dar, domnule maior, dumneavoastră știți foarte bine că sunt nevinovat, exclamă Pantea disperat. Ce-i drept, am greșit de două ori, însă aștept să-mi răspuns la întrebare, îl întrerupse liniștit maiorul Crișan. Vă rog să mă iertați, zise repede Pantea. De necăjit ce sunt, nu mai jur de cum trebuie. Nu v-am ascuns și n-am să vă ascund nimic.
Așa cum v-am spus, m-am dus la căsuța cu numărul 57, fiindcă credeam că e vorba de o moștenire. Scrisoarea mi-a dat-o nevastă-mea, Vetuța. Ea era acasă când a adus-o factorul. Am citit-o împreună cu dânsa și ne-am tot frământat mintea cam ce moștenire poate fi la mijloc. Vă jur, domnule maior, că nu ne-am gândit nicio clipă că ar putea fi vorba de o farsă. Cine o să facă farse unui prăpădit ca mine? Și apoi scrisoarea se vede decât colo că fusese scrisă de un om cu carte multă. Ori în ultimii ani, știți și dumneavoastră cu ce fel de oameni am avut eu de-a face. Ăștia n-ar fi în stare nici să măcar să țină creionul în mână ca lumea. Necum să scrie la mașină. Și așa, atât eu cât și Petuța am socotit că e ceva serios. Tot chipzuind, mi-am adus aminte de vărul taică-miu, care avea avere și murise nu de mult. V-am mai vorbit despre el. Da, recunosc cu maierul. Și de aceea te-ai dus? Sigur că de aceea, vedeți, fiindcă de când m-am însurat am stat mai mult în pușcărie și asta numai din vina mea, Vetuța s-a descurcat tare greu. Ne lipsesc multe. Și o moștenire ne-ar fi prins bine. Poate că și asta m-a făcut să dau crezare acelei scrisori. Ne-am spus, o moștenire e tocmai ce ne trebuie. Ce mai, domnule maior? Am dat crezare scrisorii fiindcă vroiam să-i dăm. Asta-i. Aș fi vrut mai mult să fie adevărate cele scrise. Și le-am crezut cu adevărat. Înțeleg, zise maiorul, amintindu-și că și el făcuse același raționament. Cei drept, mi s-a părut cam ciudat că sunt invitat într-o căsuță din campingul de la Făget și nu la notariat, dar se vede că dorința noastră ca scrisoarea să fie adevărată era atât de mare când ne-am zis că avocatul care îmi scrisese alesese acel loc ca să păstreze discreția, că așa glăsuia scrisoarea. Locul ales ne va ajuta să... Nu, adică ne va permite să păstrăm discreția cuvenită. Și ai fost sigur că ai să afli despre moștenire? Nu chiar sigur, domnule maior, răspunse Pantea după o scurtă ezitare. De ce? Pentru că mă temeam că mai sunt și alți moștenitori. Doar vărul taică-miu avea și alte rude. Mă gândeam că eu, având cazier, putea fi dat ușor la o parte de către ceilalți. Tocmai de aceea m-am bucurat că avocatul alesese un loc atât de retras ca să stea de vorbă cu mine. M-am dus și am nimerit drept în capcană. Da, a fost o capcană pentru cei cinci și pentru miliție, gândi maiorul. Înțeleg, spuse din nou. Și în căsuța intra primul? Cred că da, făcu soțul Vetuței. Nu e sigur? Știu și eu ce să spun. Ușa era descuiată. Și nu prezenta urme de efracție, zise maiorul. Asta înseamnă că ori victima îi deschisese asasinului, ori că acesta avea o cheie. De cheia căsuții ar fi putut face rost mulți, însă de deschis la o oră atât de nepotrivită, între 2 și 5 dimineața, Borza n-ar fi deschis decât dacă ar fi vorba de un cunoscut. Când ai trecut prin pădure n-ai observat nimic? Îl întreba apoi pe Pantea. Din păcate nu. De ce intra prin spărtura din gard? Tot de teamă că aș putea da peste vreunul dintre moștenitori și... Ion Pantea tăcu încurcat. Maiorul așteptă cu răbdare. Și pentru că, domnule maior, vreau să vă spun adevărul. M-am gândit că, pe scurt, mi-am zis că dacă se întâmplă vreo încurcătură, e mai bine să nu fiu văzut. Ce încurcătură, rosti Andrei Crișan liniștit, fără să-și arate interesul? Cu avocatul și cu ceilalți moștenitori, răspunse Pantea. Adică, păi, m-am gândit că dacă acolo la Făget vor fi de față și alte rupedenii de ale mele, fie chemate de avocat, fie venite din propria inițiativă, s-o pot șterge. E cam încurcat ce spui și asta nu te ajută, observă maiorul. Dar n-am ucis pe nimeni, n-am nicio vină, exclamă Pantea. Așa m-am gândit, nu vă mint. Adevărul este că de când am fost închis, mă tot strecor mărturisi el, plecându-și fruntea rușinat. Parcă aș fi o fiară hăituită. Nu mai umblu printre oameni ca înainte, cu capul sus. M-am nenorocit singur, domnule maior. Dumneavoastră nu puteți crede că eu am ucis. Nu, nu cred, admise maiorul, înțelegând prea bine ce se petrece în sufletul lui Pantea. Știam, bânguia acesta emoționat. Nu cred că ai ucis, dar declarația lui Petre Fărcaș te acuză. Ai intrat primul în căsuță și te-ai ascuns. Așa-i recunosc cu Pantea amărât.
N-ai văzut pe nimeni prin împrejurim? Nu, și m-am tot uitat că mă temeam să nu dau peste vreo rubedenie. Și se vede că planurile mele s-au dus, tocmai acum, când găsisem o slujbă bună și vroiam să muncesc cinstit, că-i promisesem și vetuței. Cine m-ar mai primi acum? De ce să nu te primească, făcu maiorul? Parcă trebuia să te prezinți la noul serviciu la 1 noiembrie, nu? Da, izbuti să murmure pantea. Astăzi e numai 25 octombrie, așa că ai tot timpul să ții slujba în primire. Adică, domnule maior, îmi dați drumul? Da, zise maiorul, însă înainte va trebui să-mi spui adevărul. Dar n-am ascuns nimic. Atunci am să te las să-ți amintești. La arest? Depinde de tine dacă ai să te întorci acolo sau nu. Domnule maior, vă rog să mă credeți că n-am... Ion Pantea se opri. Își aminti de întâlnirea lui cu Bică Staicu, zis Matahală, și de faptul că acesta i-a țintise calea. Aveți dreptate, domnule maior, mai e ceva, dar n-am pomenit de asta, fiindcă n-are nicio legătură cu afacerea de la Făget. Lasă-mă pe mine să judec dacă are vreo legătură sau nu, spuse ofițerul. Să vedeți. E vorba de Bică Staicu, zis Matahală. Am stat cu el la pușcărie. Acela cu care ai fost prins ultima oară, făcu maiorul, ascunzându-și dezamăgirea. Un individ de teava lui Staicu n-ar fi fost în stare să pună la cale un aranjament atât de complicat. Da, domnule maior, am fost prinși amândoi când am vrut să spargem la bătrânele acelea, la domnișoarele Cordea de pe strada Ion Vulcan numărul 82. Știu, continuă. Ion Pantea-i povesti maiorului cum decursese întâlnirea cu Bică și tot ce avea legătură cu ea, fără să omită vreun amănunt. Asta-i tot, încheie el. Bine, și în noaptea de 22 spre 23, ce-ai făcut? Am stat acasă, copila, îi relată maiorului cele petrecute în noaptea respectivă. Spusele lui coincideau întru totul cu cele ale vetuței. Dacă ar fi fost vinovat, n-ar fi pomenit de faptul că a dormit într-o cameră de unde putea ieși fără să fie văzut, îi spuse maiorul Crișan, mai ales că n-avea de unde să știe că soția lui mi-a vorbit despre asta. Pe ceilalți patru care au venit la căsuța Făget îi cunoșteai? Nu, domnule maior, atunci am văzut pentru prima dată, dar fără îndoială că acela care ne-a scris ne cunoaște pe toți. Și lucrul ăsta mă miră foarte mult. Da? Firește? Păi, ce legătură poate fi între unul ca mine și între ceilalți? O actriță de teatru, o studentă, un inginer și un gestionar. Și eu, care abia am ieșit din penitenciar. Cine are de-a face cu o studentă, de pildă, nu poate avea de-a face cu mine. Tare încurcată treabă. Asta e și părerea mea, își zise maiorul. Pune totul pe hârtie și dacă ți-amintești mai târziu ceva despre cele întâmplate la Făget sau dacă afli vreun amănunt care are legătură cu crima sau cu cei patru, dăm de-ndată de știre. Da, domnule maior, așa am să fac. Și după ce dau declarația, pot să plec acasă? Poți, răspunse simplu maiorul. Și la 1 noiembrie mă pot duce la serviciu? Or să mă primească? Sigur că te vor primi, îl asigură ofițerul. Vom avea noi grijă de asta, dar tu ai grijă de soția ta, are încredere în tine. Știu, domnule maior, și n-am să o dezamăgesc. Destul a pătimit din cauza mea. Vă mulțumesc din suflet, o. Lasă, îl întrerupse Andrei Crișan. Ai să dovedești prin fapte că te-ai schimbat. După ce îl predă unui ofițer care urma să ia depoziția scrisă și apoi să-l lase pe partea să plece acasă, maiorul Crișan părăsi încăperea. Mai avea încă multe de făcut. Capitolul 14. Petre Fărca se plimba prin casă ca un leu în cușcă. Se apropia de fereastră și privea. Peste câteva clipe, norii plumburii, tiviți cu vinețiu care se îmbulzeau pe cer din ce în ce mai întunecat și frunzele moarte ale copacului din fața blocului, mânate de vânt, se desprindeau pe rând de crengile negre și cădeau undeva în gol. Apoi străbătea camera, ieșea în hol după ce îl parcurgea de la un capăt la celălalt, trecea în cea de-a doua și cu pași hotărâți se îndrepta spre telefon, întindea mâna ridica receptorul și când auzea că vine tonul, punea încet receptorul la loc.
Acel dute-i vino al său dură de aproape o oră. În acest răstimp ridicase receptorul de zeci de ori, însă nu îndrăznise să formeze numărul dorit, numărul ei, ci nu îndrăznise să facă deoarece ea îi interzisese categoric să-i telefoneze sau să o întâlnească. În ziua de 23 octombrie, când se dusese la căsuța de la Făget, unde în loc de moștenire dăduse peste cadarul lui Borza, de îndată ce îi se permisese să plece după interogatoriile preliminare, se grăbise să-i telefoneze și ceva mai târziu să o viziteze. Tulburat cum era, nu-i ascunsese nimic, nici faptul că în urmă cu 2 ani împrumutase de la Borza o sumă de bani. De ce nu mi-ai spus că îl cunoșteai pe acel Borza și că ai împrumutat bani de la el? Exclamă ea pălind. Ce rost avea să te plictisesc cu asemenea treburi? Replicase Fărcaș, mirat de emoție. De altfel, i-am restituit banii la timp, firește, dacă se află acel lucru. Fii sigur că are să afle, îl întrerupse amanta lui cu asprime. Dacă cei de la miliție vor da peste numele tău, te vor aresta. Unde să dea? Banii i-am restituit anul trecut și apoi nu cred că Borza își nota. Ce crezi tu, fără valoare, îl întrerupse ea din nou cu nedisimulată ironie. Acei care obișnuie să dea bani cu împrumut de obicei au grijă să-și noteze minuțios atât numele persoanelor cărora le-a dat bani, cât și sumele împrumutate. Chiar și în cazul în care este așa, nu văd de ce să fiu arestat, doar nu l-am ucis eu, replicase el aplecându-se, încercând să-i sărute genunchii goi. Ea însă îl împinse cu putere și ridicându-se de pe canapea unde stătea până atunci, se instalase într-un fotoliu. Lasă acum efuziunile, îi spuse bagjocoritor. Mai bine gândește-te la situația ta care este deosebit de gravă. Dar, scumpa mea, sunt nevinovat, o știi foarte bine, protestă el. Eu nu știu nimic, nu am și nici nu vreau să am vreun amestec în această afacere. Oricum, chiar presupunând că ești nevinovat, cum susțin, potriva ta sunt destule dovezi. Dovezi? Exclamase Fărcașul uimit. Da, dovezi? Repetase ea tăios. În primul rând, ai fost găsit în căsuța de la Făget în ziua când s-a comis crima. În al doilea rând, le-ai ascuns celor de la miliție că îl cunoșteai pe cel asasinat și că împrumutase-și bani de la dânsul. În al treilea, nu ai un alibi. Bine, dar ce interes aș fi avut să-l ucid pe Borza? Obiectase el. Tonul ei rece, felul aproape brutal în care îl respinsese și mai ales insistența ei de a-l scoate vinovat, îl jigniră și îl îndurerară. Speram să găsesc lângă ea mângâiere și încurajare. Ești crudă cu mine, rostie la bătut. Credeam că ai să mă ajut să-mi recapăt curajul. În brațele tale aș fi uitat de toate grijile care mă copleșesc. Nu te sfătuiesc să uiți nici măcar o clipă în ce situație te afli. Îi se adresă ea pe un ton amenințător. Altfel, ești pierdut și apoi există și sistemul. Da, există și sistemul și pericolul ca miliția să-l descopere. Și ce ar trebui să fac după părerea ta? O întrebase el copleșit. Ți-am spus să nu uiți în ce situație te afli și mai ales să nu uiți de existența sistemului. Acum, mai mult ca oricând, nu trebuie să bănuiască nimeni că noi doi ne cunoaștem. Pentru un timp este absolut necesar să nu ne mai vedem. Ai comis deja o greșeală venind aici, dacă te-a urmărit cineva. Nu m-a urmărit nimeni, să grăbi el să o asigure. Am fost cât se poate de atent. N-aș vrea pentru nimic în lume să ai neplăceri din cauza mea. Când am să vin la tine, am să fiu, n-ai să mai vii aici. Îl întrerupse ea furioasă. Nu trebuie să ne mai vedem, nu înțelegi? Cum poți să-mi ceri așa ceva, exclamase el cuprins de disperare. Știi că n-aș fi în stare să rezist fără să trebuie să reziști. Îi spuse ea așezându-se din nou lângă el pe canapea și îl lăsă să o ia în brațe. Cum să trăiesc fără tine, murmură Fărcaș, mângâindu-i trupul gol, acoperind-o cu sărutări. Cerem orice, dar nu asta. Dar e vorba numai de o anumită perioadă de timp, căuta să ia să-l liniștească. Când cei de la miliție se vor convinge că n-ai nicio vină, când vei fi sigur că nu ești supravegheat, vei veni din nou aici la mine. Este un sacrificiu pe care suntem nevoiți să-l facem amândoi, dragule, suspinase ea fără să se mai împotrivească dezmierdărilor lui.
petrecuse noaptea cu ea și înainte de a se lumina de ziua, se despărțiseră. Acceptase, bineînțeles, să nu se mai întâlnească o vreme. Până la urmă, i-a făcuse să accepte. Se înțeleseseră că atunci când el va socoti că pericolul trecuse, s-o sune de la un telefon public și să-i comunice în ce zi și la ce oră va veni la locuință. Ei, și firește în tot acest răstimp să nu recurgă la sistem. Am să aștept cu nerăbdare clipa revederii, îi spusese ea la despărțire. Până atunci am să mă gândesc numai la tine. Se desprinse cu greu din preajma femeii care îi stăpânea simțurile și plecase mai convins ca oricând că ea îl iubește și că va suferi ca și dânsul din cauza despărțirilor forțate. În primele două zile care urmaseră își văzuse de serviciu ca de obicei, găsind că ea avusese perfectă dreptate când îi pretinsese să nu se întâlnească. În cea de-a treia zi însă, pe măsură ce orele treceau, regreta tot mai mult că se lăsase convins de îndemnurile ei. La urma urmelor, nimeni nu bănuia prezența lui în viața ei. Dacă ar fi luat aceleași măsuri de prevedere ca întotdeauna, ar fi putut să o viziteze fără să atragă atenția nimănui. Dacă de mai bine de 2 ani n-a aflat nimeni de legătura noastră, nu văd de ce ar izbuti să afle acum, îi spuse el în ciudat. Dacă m-ar urmări cineva de la miliție, ar fi altceva, însă m-am convins că nu se află nimeni pe urmele mele. Am fost cu ochii în patru și am observat pe oricine m-ar fi urmărit. Atunci, de ce să nu-i telefonez de aici de acasă cum am mai făcut-o de atâtea ori? De ce să nu mă duc la ea? Străbătu pentru a nu știu câta oară în holul, intră în camera unde se afla telefonul și cu un gest hotărât ridică iar receptorul. Când auzi tonul, început să formeze numărul. Țărâitul strident al soneriei de la intrare îl sili să se întrerupă. Depuse receptorul în furcă, dându-și seama că nu mai avea curajul să o sune din nou în aceea seară. În niciun caz să nu-mi telefonez de la tine de acasă, numai de la un telefon public. Vorbele ei răsunau acum în urechi. Ea s-ar fi supărat dacă aș fi încălcat înțelegerea noastră. Doar am fost și eu de acord ca pentru un timp este mai bine să nu ne mai vedem. Aș fi făcut o greșeală nesocotind sfaturile. Mai mult ca sigur că ea nu mi-ar fi uitat nesocotința. Cel care a sunat acum mi-a făcut un mare bine fără să știe, îți spuse fărca zâmbind. Trecu un hol și se grăbi să deschidă. Când văzu însă că cel care sunase era locotenentul major Ilieș, zâmbetul îi pieri de pe buze. Bună ziua! Îl salută vesel tânărul ofițer. Am putea sta puțin de vorbă? Nu, mai asta mai lipsea, gândi fărca și îngrijorat. Desigur, mormăi el și îl pofti să intre. Oare ce i s-o fi întâmplat, se întrebă ofițerul, observându-i chipul palid și privirile rătăcite. Luă loc pe scaunul oferit de gazda sa și privi mirat în jur. Din prima clipă remarcase mobilierul sărăcăcios și desperecherea îi se părea ciudată că gestionarul Petre Fărcaș are un interior atât de modest. Salariul lui destul de bun și pensia de boală a soției reprezentau un venit mulțumitor care le-ar fi permis să-și aranjeze casa mult mai frumos. Mai ales că nu aveau copii, nici părinți sau rude bătrâne de întreținut. Poate că nu le place să cheltuiască, ci să strângă bani albi pentru zile negre, se gândi locotenentul major privindu-și gazda. Petre Fărcaș, datorită unui mare efort, reușise să-și recapete calmul, dar încercările prin care trecuse zbuciumul, nesiguranța și, în mod sigur, gândul că poate pentru o lungă perioadă de timp nu se va mai întâlni cu ea, lăsaseră urme de neșters. Ridurile de pe frunte și din jurul gurii deveniseră parcă mai adânci. Ochii, înroșiți de veche și paloarea bolnăvicioasă a feței, îl făceau să arate mult mai bătrân decât era în realitate. Locotenentul major Ilieș îl privi ascunzându-și cu greu uimirea. Cu omul acesta e ceva în neregulă, spuse el. Se străduiește să pară calm, însă e clar că a suferit un șoc puternic. Nu e vorba de teama pe care unii o resimt când au de-a face cu autoritățile, ci de altceva. Să nu-și fi revenit după cele întâmplate la Făget, greu de crezut. Deși avea motive să fie tulburat în ziua de 23 octombrie, când am discutat cu el la locul unde se comisese crima, arăta mult mai destins și mai vioi.
Ce s-o fi petrecut cu el în acest răstimp? Serviți o cafea, un coniac? Îl întrebă Fărcaș încercând să dea vocii sale un ton nepăsător. Nimic, mulțumesc, răspunse locotenentul major. Am trecut pe la dumneavoastră deoarece trebuie să lămurim unele lucruri. Vă stau la dispoziție, zise repede gestionarul, cu toate că nu văd cu ce v-aș putea ajuta. Am declarat ce știam și... Poate că v-ați amintit de unele amănunte. Dacă mi-aduceam aminte de ceva, atunci fiți sigur că vă telefonam. Prin urmare, începu ofițerul, v-ați dus la întâlnirea de la Făget, crezând că este vorba de o moștenire. Da, așa am declarat. Oricât de curios ar părea, când am primit scrisoarea, m-am gândit că poate unchiul mamei mele, plecat de mulți ani în America sau descendenții lui, îmi lăsaseră ceva avere. Corespondați cu rudele dumneavoastră? Nu, nu știu unde locuiesc acum, nici cu ce se ocupă, nu știu nimic de soarta lor. De ani de zile nu am mai dat niciun semn de viață, dar scrisoarea aceea m-a făcut să sper că moștenisem ceva. Nu m-am gândit deloc ar putea fi vorba de o farsă. Foarte bine, când ați trecut prin pădure nu ați observat nimic? Nu, trebuie să recunosc că nici nu am fost prea atent. Mă grăbeam să ajung la căsuță la ora fixată ca să aflu pe cine și ce anume moștenisem. Dar toate astea le-am declarat deja, observă Fărcaș cu un aer plictisit. Și cu Ion Pantea cum a fost? Întrebă locotenentul major fără să pară impresionat de observația lui. Am bătut la ușă și mirat că nu-mi răspunde nimeni, am apăsat pe clanță. Ușa s-a deschis și intrigat am intrat în căsuță. Acolo am dat peste Pantea. Se ascunsese în nișa unde se află dușul. Părea tare speriat. Am fost sigur că pătrunsese înăuntru ca să fure și numai venirea mea îl împiedicase să o facă. Pe urmă, am aflat că primise și el o scrisoare ca aceea primită de mine și n-am mai fost chiar atât de convins că venise să își terpelească. Oricum, Pantea a venit primul și ar fi avut destul timp la dispoziție ca să-l ucidă pe Borzea sau Borza acela. Se preface că nici numele nu-l cunoaște, zise tânărul ofițer, dar nu găsi de cuvință să comenteze faptul. Prin urmare, credeți că Ion Pantea este criminalul? Se mulțumi să întrebe. Cred că ar fi avut posibilitatea să ucidă odată ce a intrat primul. Nu susțin că el a ucis, adică socot că ar fi putut comite crima, dar nu sunt 100% sigur că a comis-o, explică Fărcaș. Și ceilalți? Știu și eu. Au venit mai târziu, mai precis. Când au sosit ei, Pantea și cu mine, ne aflam deja în căsuță. Îi cunoașteți? Nu. De actrița Sibila Doreanu auzisem, cine n-a auzit de ea la Cluj, dar de cunoscut nu o cunoșteam personal. Pe ceilalți i-am văzut atunci pentru prima oară. Deci nu-i cunoașteți? Nu. Nici pe Ieronim Borza nu-l cunoașteți? De unde să-l cunosc, făcu Fărcaș, reușind cu greu să-și ascundă tulburarea? Asta vă întreb și eu, rosti sec locotenentul major. Mi s-a pus această întrebare și acum vă dau același răspuns ca și atunci. Nu-l cunoșteam pe Borza, zise răspicat gestionarul. Sunteți consecvent? Remarcă ofițerul. Firește că sunt, răspunse Fărcaș calm. În realitate era înspăimântat. Se întreba dacă cei de la miliție aflaseră deja că împrumutase bani de la Borza. Pentru o clipă fu tentat să mărturisească adevărul, dar se răzgândi. În cazul care recunosc, milițienii vor vrea să știe pentru ce am avut nevoie de bani. Îndată se vor gândi la o lipsă în gestiune și se vor apuca să cerceteze totul și nu vor întârzia să descopere că am delapidat aproape 500.000, spuse Fărcaș îngrozit. Da, sunt, repetă el, reușind să se stăpânească. Chiar dacă a furisitul acela de Borza și-a notat undeva numele meu și suma pe care mi-a împrumutat-o, așa cum presupune ea, cei de la miliție nu vor reuși să dovedească nimic, doar sunt destui cu numele Fărcaș. Principalul este să nu-mi pierd cumpătul, îi spuse el simțindu-se mai liniștit. Dacă este vorba de adevăr, consecvența este lăudabilă. Dacă e vorba de minciună, însă se schimbă lucrurile. Îi se adresă ofițerul calm. Nu uitați că este în interesul dumneavoastră să declarați tot ce știți. Așa am și făcut, replică gestionarul. Mă îndoiesc având în vedere că nu ne-ați pomenit nimic de faptul că îl cunoșteați pe Borza care v-a împrumutat suma de 45.000 de lei în ziua de 17 martie 1976. N-am împrumutat nimic de la nimeni, spuse Fărcaș pălind.
Domnul Borza a întocmit o listă cu numele persoanelor care au împrumutat bani de la el. Lista asta este în posesia noastră și numele dumneavoastră figurează. Numele meu nu poate figura, îl întrerupse Petre Fărcaș. Poate că e vorba de altcineva. Eu n-am împrumutat bani de la nimeni. Câștig destul. Ce rost ar fi avut să mă împrumut că n-am depus la cec aproape 50.000 de lei? Într-adevăr, ce rost ar fi avut, se întreba și locotenentul major Ilieș. După cum se vede, nu și-a cumpărat nici mobilă, nici mașină. De ce să împrumute atâția bani? Să împrumute și să-i restituie? Ciudat, foarte ciudat. Cu cât mai repede vă veți decide să ne spuneți adevărul, cu atât va fi mai bine. Să mulțumiți, să zică ofițerul. Dar așa am și făcut, repetă cu fermitate Fărcaș. Unde ați fost în noaptea de 22 spre 23 octombrie? Îl întrebă Ilieș, renunțând pentru moment să-l mai contrazică. Aici, acasă? Răspunse prompt gestionarul. Singur, bineînțeles, soția mea este la țară, la părinți. Și vecinii? Sunt plecați în concediu. Deci nu poate dovedi nimeni că ați fost într-adevăr acasă. Asta cam așa e, recunoscut Fărcaș, care își recăpătase pe deplin stăpânirea de sine și odată cu ea și impertinența. Însă asta nu contează, pentru că eu nu trebuie să dovedesc că am fost cu adevărat acasă, ci dumneavoastră că nu am fost. Va fi foarte ușor, rosti ofițerul ridicându-se. Mă îndoiesc. În orice caz, cu cât mai repede vă hotărâți să faceți declarații sincere, cu atât mai bine pentru dumneavoastră, îi repetă locotenentul major Ilieș înainte de plecare. Petre Fărcaș, socotind că obținuse o victorie, zâmbi ironic. În acele clipe nu bănuia cât de multă dreptate avea tânărul ofițer. Maiorul Andrei Crișan ajunse acasă destul de târziu. Se simțea obosit și nemulțumit. Încă nu reușise să clarifice cât de cât cazul Borza. Maior becăia în noi anul de date. Soția lui îl întâmpină în hol și după ce îl sărută, îi luă trenciul ud. Înainte de cină, ar fi bine să faci un duș, spuse ea, dându-și seama de starea lui. N-aș vrea să vă fac să așteptați, și așa e târziu, replică maiorul, lăsându-se învăluit de atmosfera plăcută a căminului. Nu-i mai târziu ca alte dăți, zise soția lui zâmbind. Un duș are să-ți facă bine. Maiorul se duse supus în baie. Jeturile de apă caldă, apoi rece, îl înviorară, însă nu făcură să uite straniu caz Borza. Ca întotdeauna când ancheta un caz, acesta l-absorbea întru totul. În jurul mesei îl așteptau ai lui, soția fiului Horică și soacra. Văzându-l, soția lui aduse un platou cu crembu și pireu de cartofi. Bine că măcar din când în când reușim să luăm masa cu toții, gândi Silvia, soția maiorului, punându-i la îndemână muștarul. Maiorul începu să mănânce fără prea multă poftă. Se vede că nu-i în apele lui, îi șopti soacră sa băiatului. Nu-i de mirare, replică acesta elev în ultimul an de liceu, doar tata se ocupă de cele mai dificile cazuri. Mâncare în tăcere. Când ajunseră la desert, Andrei Crișan se lăsă pe spăteaza scaunului și încercă să zâmbească. Aș vrea să vă pun o întrebare, zise el. Are o importanță din punct de vedere psihologic. Sunt numai urechi, exclamă fiul lui cu interes. Iată, să presupunem că primiți o scrisoare prin care sunteți invitați undeva să primiți informații despre o moștenire care vă aparține. V-ați duce? Oho, și încă cum? Zise băiatul. Cred și eu că m-aș duce, adăugă soacră sa. Și tu, Silvia, te-ai duce? Firește! Chiar dacă ați ști că n-aveți de la cine primi vreo moștenire, chiar dacă ați fi sigur că nu există nicio posibilitate să moșteniți ceva, în materie de moștenire nu se știe niciodată, observă soacră sa, așa că n-aș lăsa să-mi scape ocazia. Depinde de locul unde aș fi invitată, zise soția lui. Dacă mi se cere să merg la Constanța, la Tecuci sau în alt oraș mai îndepărtat, m-aș gândi bine înainte de a porni la drum. Nu m-aș grăbi să fac tot felul de cheltuieli. În cazul în care ai fi invitată la Someșeni, la Coșnac sau la Câmpia Turzii, te-i duce? O întrebă soțul ei. Fără îndoială că da, răspunse ea. Bineînțeles că m-aș duce, adăugă și soacră sa. De ce? Întrebă mirat Andrei Crișan. Odată ce aș ști că nu aveți pe cine moșteni, eu unul aș merge din curiozitate,
zise Horică. La urma urmelor, de ce să nu ne ducem? Ce am avea de pierdut, concise soția lui, punându-i în față o farfurioară cu compot de mere. Desigur că așa au judecat și cei cinci destinatari ai scrisorii, spuse maiorul. Cel puțin în această privință n-au mințit. Poate că pe asta a mizat și acela care le-a trimis epistolele. Dar oare expeditorul și asasinul sunt una și aceeași persoană?